Îți reamintesc că a murit marea actriță Draga Olteanu Matei. Avea 87 de ani, împliniți la sfârșitul lunii trecute. Era la Spitalul Sfântul Spiridon în Iași la urgențe după ce avusese o hemoragie digestivă. O știi din filme precum Astăzi seară dansăm în familie, Buletin de București sau Neamărin miliardar. Bine, lista este mult mai lungă. E una dintre cele mai prolifice actrițe din România, cu zeci de filme la activ, o mulțime de piese de teatru și roluri de televiziune. Câteva cuvinte despre ea. Actrița Draga Olteanu Matei s-a născut la București la 24 octombrie 1933. A absolvit Institutul de Arte Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale în 1956. În septembrie, același an, a debutat în piesa Ziariștii de Alexandru Mirodan, potrivit Cinemagia.ro. În perioada 1957-1990 a jucat pe scena Teatrului Național din București. Aparține generației de aur a cinematografiei românești, a jucat sute de roluri în cei 55 de ani de carieră și are premiul Gopo pentru întreaga carieră.